În cadrul prestigioasei competiții pentru alegerea de către public a destinației anului 2024, Castelul Corvinilor din Hunedoara, cetățile dacice din Munții Orăștiei și Țara Hațegului Retezat au strălucit precum legendarele comori ale înaintașilor, câștigând două titluri de favorite, respectiv locul 1 și bine meritatul loc 3 la secțiunile la care au concurat. Aceste recunoașteri oficiale consolidează statutul județului Hunedoara de punct de atracție turistică de prim rang în România, prin diversitate și valoare istorică, dar și turistică. Castelul Corvinilor a ocupat locul întâi la secțiunea Atracții Cultural-Educative, evidențiind importanța sa istorică și rolul său în promovarea culturii. Cum au primit hunedorenii vestea? În primul rând, am primit o recunoștință pentru cei care ne-au votat, pentru că cu siguranță au fost atât hunedoreni, dar și din alte părți. Iar acest vot cred că vine ca o confirmare a faptului că eforturile primăriei, eforturile domnului primar și eforturile noastre se îndreaptă într-o direcție agreată de cetățeni și de vizitatorii castelului. Toate chestiunile, toate aceste argumente puse la un loc, evident că ne obligă ca pe viitor să întețin ritmul atât de restaurare cât și de ambientare a castelului, dar și a locațiilor din jur, pentru că cu siguranță acest vot pozitiv dat Hunedoarei se datorează castelului, dar și lucrărilor care se fac în jurul acestuia și care vor constitui o parte integrantă a unui adevărat pol turistic. Cetățile dacice din Munții Orăștiei au câștigat titlul de destinație turistică a anului 2024 la secțiunea Tărâmuri cu istorie și tradiție, distinție ce confirmă importanța și frumusețea acestor monumente istorice apreciate de tot mai mulți turiști. Nu ne așteptam, pentru că am fost în competiție cu mănăstirile din Bucovina, cu Maramureșul istoric, deci a fost o competiție grea, cu Petrice, cu cei care fac turism de multă vreme, și dacă ținem cont că cetățile dacice din Munții Orăștiei au fost preluate de Consiliul Județean doar din anul 2020, deci toate cetățile dacice, este un rezultat fenomenal, pentru că aici este locul lor și aici ar trebui să fi fost de multă vreme. Din păcate, situația nu a fost așa, dar iată că se intră în normalitate, un concurs în care peste 100 de jurați, în jur de 200 de jurați, au stabilit că cetățile dacice pot deveni destinație, sunt destinația anului la categoria Tărâmuri de istorie și cultură. Iar un alt aspect foarte important este că pe internet, pe rețelele de socializare, am fost votat de un număr foarte mare de followeri urmăritori în limba română. Este un rezultat bun, un rezultat în care Consiliul Județean are importanță definitorie, pentru că este proprietarul acestor cetăți, este administratorul acestor cetăți. Aici se dovedește că strategia Consiliului Județean dă roade și se dovedește că turismul din ce în ce mai mult devine un factor care aduce plus valoare în județul Hunedoara. Țara Hațegului Retezat s-a clasat pe locul 3 la secțiunea regiuni ecoturistice, reflectând la rândul său frumusețea naturală și resursele turistice unice. Dinosaur World Transylvania a primit o nominalizare la secțiunea Distracție și Aventură, demonstrând și ea oferta de divertisment captivant și educațional.